Domnul Vasile nu are cu ce să se încălzească în această iarnă. Singurele lemne pe care le are sunt cele din spatele meu. El nu se poate deplasa, efectiv se târăște pentru că nu poate să meargă. Are 69 de ani și nu are pe nimeni. De aceea vă rog din toată inima să-l ajutăm cu lemn de foc în această iarnă, iar pe site-ul nostru slujirecreștină.ro veți găsi povestea lui și o campanie de strângere de fonduri. Cei care sunteți din zona Botoșanului îl veți găsi în localitatea Manoleasa și îl puteți ajuta în mod direct și personal. Dumnezeu să vă răsplătească dărnicia și implicarea!